zi-mi ce crezi tu, hai zi-mi cum vezi tu. În numele lui Dumnezeu cel unic, cel milostiv, a toate știutor, pacea să fie asupra voastră. Prea multe persoane, nu numai din România, ci din întreaga lume, în momentul în care aude cuvântul musulman, se gândește automat la un arab cu turban și cu sabia în mână, sau chiar cu o bombă în mână. Dacă ar fi să gândim în acest fel, pe această linie, atunci ar trebui ca, în momentul în care vorbim despre un creștin, să ne gândim la un evreu, pentru că Iisus, pacea asupra lui, era evreu, și apostol, chiar și Paul sau Pavel, cum vreți să-l numiți, era evreu. Sau atunci când vorbim despre iudei, să ne gândim automat la un evreu cu pălărie neagră, cu barbă și peciuni mari, care învârte aur și diamante. Aceste analogii mentale pe care le facem sunt fără voia noastră. Suntem învățați să gândim așa, în mod special, prin mass media, prin ziare, prin televizor. Omul este un animal cu gândire, dar de prea multe ori se comportă ca o oaie și se lasă condus de cioban. Totuși, Dumnezeu, în bunăvoința Lui, ne-a dăruit gândirea. Așa că eu vă cer un singur lucru, gândiți singur. Să revenim la întrebarea principală. Ce este un musulman? Aș putea să vă spun ce vă vine în minte prima dată și nu trebuie să-mi confirme nimeni, pentru că am făcut acest studiu pe multe persoane. În momentul în care se vorbește de musulmani, în mintea multora apar cuvintele arab, Allah, terorist, criminal de copii, 7 neveste. America este o victimă, femei cu fața acoperită și mai sunt câteva, dar nu aș vrea să le mai pomenim acum. Cele enumerate sunt de fapt primele care apar și asta din cauza pe care am menționat-o deja, din cauza mass mediei și a învățăturii inoculată omenirii, mai ales în ultimii 22 de ani. În fapt, adevărul este altul. Musulmanul este o persoană care se supune la unul Dumnezeu. Este un om normal, care poate să fie din orice neam, din orice popor, drept dovadă, eu sunt român și sunt musulman. Pielea unui musulman poate să fie albă, galbenă, arămie, neagră, toate culorile pământului. Pentru că musulmanii se regăsesc în toate popoarele lumii. Aș dori să fiu mai exact când spun ce este un musulman. El nu numai că se supune la unul Dumnezeu, el se predă în mâna lui Dumnezeu pur și simplu. Musulmanul se roagă numai și numai la Dumnezeu. Chiar dacă noi credem și în Adam, și în Avram, și în Moise, și în Mohamed, și în Iisus, pacea asupra lor, noi musulmanii, oamenii supuși numai lui Dumnezeu, ne rugăm și îl adorăm numai pe Dumnezeu. Am auzit replici de genul, cum voi musulmanii credeți în Iisus? Da, cu tărie. Și avem un mare și deosebit de respect față de Fecioara Maria, mama lui Iisus, pacea asupra lui, iar cea mai simplă și rapidă dovadă este faptul că femeile musulmane se acoperă precum se acopera și Maria și se roagă precum ea, la unul Dumnezeu. Niciodată niciun musulman nu are să conteste originea divină a lui Iisus, pacea asupra lui. Orice musulman crede cu tărie în miracolul nașterii lui Iisus, pacea asupra lui. Un musulman nu are să bea alcool din simplu motiv că așa ne-a spus Dumnezeu prin Coran. Nu are să curvească prin simplu motiv că așa ne-a învățat Dumnezeu. Iar faptele celui care curvește, faptele bune a celui care curvește, sunt inutile și fără folos, fără răsplată din partea lui Dumnezeu. Un musulman nu are să mintă, nu are să fure, nu dorește bunul vecinului, fiindcă învățătura de la Dumnezeu ne spune să privim la cel care este mai sărman ca și noi, nu la cel care este mai bogat ca și noi.
nu va ucide pentru că este interzis. Dar asta nu înseamnă că nu se va apăra, că nu-și va apăra familia, neamul, țara, religia. Sunt persoane care vor spune că mint, fiindcă au văzut musulmani care curvesc, au văzut musulmani care ucid, au văzut musulmani care beau. Da, există. Există și asemenea musulmani. Din fericire, sunt o excepție. Sunt o excepție care întăresc regula. Iar numărul lor este foarte mic. Este indiscutabil că este atât de mic încât nici măcar nu putem să-l luăm în considerare. Dar există. Nu negăm faptul ăsta. Oamenii sunt mai presus unii de alții în fața lui Dumnezeu doar prin credința lor curată. Nu prin nația lor, nu prin culoarea pielii, nu prin funcție, nu prin averi, nu prin numărul copiilor. Un musulman îi va respecta pe toți ceilalți oameni, indiferent de religia lor sau de crezul lor, pentru că așa ne învață Dumnezeu. Asta este învățătura pe care noi o urmăm. Un musulman crede în îngeri, crede în paradis, crede în întoarcerea lui Iisus, pacea asupra lui, crede în ziua judecății de apoi. În mare și pe scurt, cam asta este un musulman. Și nu ceea ce suntem învățați și ni se inoculează prin mass media. Cei care gândesc cu capul lor au înțeles și vor înțelege. Ceilalți, treaba lor. Oricum, nu-mi fac probleme pentru vorbele lor și pentru insultele lor. Eu, ca musulman, ca român, ca om, vă iubesc de dragul lui Dumnezeu și vă doresc pacea lui Dumnezeu să fie asupra voastră.